Capitolul 24. Moise pe muntele Sinai. Dumnezeu a zis lui Moise: Suiete la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci de bătrâni ai lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas. Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat diz de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel a trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Vederea lui Dumnezeu Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu șaptezeci de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul, în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Moise se suie iarăși pe munte. Domnul a zis lui Moise: Suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră, cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi sluja, și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei." Moise s-a suit pe munte, și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai, și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți.